Vă mulțumesc, domnul procuror general. Domnule președinte, domnul procuror general, stimați invitați, am să încep mica mea intervenție de astăzi prin a vă face o mărturisire. Vreau să vă spun că acum mă simt confuză și derutată. Și de ce spun asta? Spun asta pentru că anul trecut am crezut că particip la raportul de activitate al unor magistrați. Am crezut asta pentru că cred în Constituție și am avut tupeul și îndrăzneala cu foarte multă candoare să invoc acele dispoziții din Constituție care includ procurorii în cadrul autorității judecătorești. Am aflat că am greșit. Nu sunteți magistrați. Am fost înfierată cu mânie proletară pentru asta. Dar astăzi aflu că uneori, pentru perioade anumite de timp, mai scurte sau mai lungi, sunteți magistrați. Mai ales atunci când unii dintre dumneavoastră trebuie să promoveze în funcții de conducere la instanțe sau atunci când trebuie să promoveze la Înalta Curte de Casație și Justiție. De aceea mi-am propus ca anul ăsta să nu mai greșesc, să nu mai fac nicio trimitere la statutul dumneavoastră, la statutul judecătorilor, la statutul avocaților și am decis să vă împărtășesc un vis a cărui tălmăcire ar trebui să preocupe în aceeași măsură magistrații și nemagistrații. Oricât aș vrea în ultima perioadă să fac abstracție de realitate și să mă refugiez în vârful spiritualizat al unui turn de fildeș, simțul practic și instinctul de conservare mă obligă să observ cu atenție ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Și am constatat cu stupoare că din ce în ce mai insidios se fac simțite în societate un cuvânt și un fenomen. Impostura. Mă refer desigur la impostura dată în bilag. Dar cum rare ori impostura este dată în bilag, mi se pare mult mai periculoasă impostura veritabilă, nedetectabilă. Pentru că, nu-i așa? Ceea ce caracterizează mai cu seamă pe impostor este dorința de a păstra aparența de onorabilitate. În sală sunt multe persoane care, cel puțin la nivel teoretic, poartă în raniță bastonul de mareșal. Dar sunt și persoane care deja poartă în mână acest baston. Iar ele cu siguranță vă pot spune că drumul spre normalitate, calea spre normalitate, nu poate fi străbătută alături de impostură. Observând această realitate și retrăgându-mă în turnul meu de fildeș, am avut un vis, urât, ce-i drept, un vis în care m-am întâlnit cu impostorul. El nu se numea așa în visul meu, se numea reformatorul. Prin urmare, am hotărât să vă împărtășesc ce este în visul meu impostorul sau reformatorul, cum doriți dumneavoastră să-l numiți. Ei bine, el este cel care știe că dacă ar fi urmat regulile, nu i s-ar fi cuvenit niciodată bunurile, privilegiile și poziția de care se bucură. El se uită în ochii tăi când este vorba despre bunuri, privilegii și poziții, ca și cum ar fi urmat regulile. Dar nu îndrăznește să te privească drept în față atunci când, profitând de bunuri, privilegii și poziție,
te calcă în picioare pentru că tu ai avut îndrăzneala să respecti regulile. În acest din urmă caz, desigur, în visul meu, personalitatea era mult mai complexă. Era vorba nu doar de impostori, era vorba de impostorul ticălos. Impostorul urăște sincer oamenii corecți, pentru că ei sunt oglinda în care își vede propria goliciune, aceea spirituală și de caracter. În schimb, el acuză, de regulă cu fapte reprobabile pe care le-a făcut el. El e ticălos, nu-i nimic și tu ești ticălos. Pentru că nu se poate să fii altfel, este inadmisibil să fii altfel. Ce era impostorul din visul meu? Era cel care luptă pentru dreptate, pentru dreptatea lui, crezând întotdeauna că dreptatea lui este dreptatea socială. El nu o să-și plece niciodată privirea asupra celui călcat în picioare în numele luptei pentru dreptatea lui. Chiar dacă cel călcat în picioare nu este doar un om, ci poate un sistem, sau poate chiar mai mult decât un sistem. Victime colaterale, nu-i așa? Am mai auzit asta. Nu contează, scopul e prea nobil. Pe altarul dreptății mele totul este permis, inclusiv redefinirea dreptului. Ce mai este impostorul? Este cel care mai presus de orice crede în libertatea de exprimare. În libertatea lui de exprimare, normal. Ești perfect dacă te încadrezi în limitele acestei libertăți de exprimare, dar trebuie să fii anihilat dacă le depășești. Uneori el este generos, ai voie să depășești aceste limite, dar vai, nu va arăta nicio ocazie să plătești scump această îngăduință. Ce mai este impostorul din visul meu? Este cel care întotdeauna poartă asupra sa dubla măsură. Principiile sunt foarte perfecte când corespund intereselor lui, dar același principii nu mai funcționează când este vorba de interesele noastre. Impostorul mai are și o abilitate nemai bănuită de a linguși și de a flata. Șeful, ești sclipitor, ești genial. Cum de nu mi-a venit mie ideea asta? Nopțile sunt un element temporal insignifiant atunci când impostorul vrea să se facă util, mai ales atunci când are nevoie de tine. Pentru impostor ești genial, solar, atâta timp cât ai căzut în mrejele lui și crede că te poate folosi, dar ești demonic, abuziv și dictator atunci când legile moralei te împiedică să-i faci jocurile. Dar să te ferească Dumnezeu să ajungă impostorul într-o poziție importantă. Nimeni, nici tu, n-a făcut niciodată nimic. Nu s-a întâmplat nimic până n-a marcat el locul și timpul. Și totul începe de atunci, de la momentul el. Impostorul solitar în visul meu nu ar fi fost chiar atât de periculos dacă n-ar fi purtat în el vocația impostorului Paianjen, acela care își țese din timp pânza de mătase, în care își depune cu mare grijă ouăle, din care vor ecloza, la momentul potrivit, figuri identice. Desigur, visul meu nu are nicio legătură cu persoanele reale pe care le-am întâlnit de-a lungul carierei mele. Eu nu m-am întâlnit niciodată cu impostorul și nu m-am lovit niciodată de impostură. Sau poate da și nu știu eu, este posibil. A fost doar un vis urât al nopților petrecute în vârful micului meu turn de fildeș, în care uneori mi s-a întâmplat să pășesc într-o bulă temporală
și să intru într-un alt timp și spațiu, ale răului absolut. Și am vrut să vă împărtășesc și dumneavoastră acest vis, pentru că se întâmplă uneori ca visele, chiar și cele mai urâte, să devină realitate. O realitate dominată de impostură, în care legea, morala, bunul simț, sunt ele însele o impostură. Vă mulțumesc!